Primarul comunei Dumbrava, Cătălin Enache, și-a depus astăzi jurământul pentru un nou mandat la conducerea comunei. Tinerețea și entuziasmul de care a dat dovadă în ultimii 4 ani de zile, dar și experiența consilierilor locali de care s-a înconjurat, l-a făcut să câștige un nou mandat cu un scor zdrobitor. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dumbrava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ședință solemnă astăzi la Dumbrava. Președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, senatorul PSD Mehedinț Liviu Mazilu și secretarul de stat în guvernele PSD, actualul candidat pentru Camera Deputaților Alin Chirilă, au fost alături de unul dintre cei mai performanți primari din județul nostru la ședința de investire. Stimată doamnă superprefect, domnule primar, domnule senator, domnule viitor deputat, stimați colegi, consilieri locali din Comuna Dumbrava, stimați invitați, este un moment festiv important pentru comunitatea dumneavoastră, dar să știți că este la fel de important și pentru noi cei care reprezentăm Consiliul Județean Mehedinți astăzi. În primul rând, vreau să-mi permiteți să-l felicit pe domnul primar pentru noul mandat obținut prin votul covârșitor al locuitorilor comunei Dumbrava, acest lucru reprezentând, de fapt, cea mai bună dovadă că și-a făcut treaba, bineînțeles cu sprijinul dumneavoastră în acest mandat. În mandatul care tocmai s-a încheiat pentru domnul primar, eu și colegii mei consilieri județeni și instituția pe care reprezint, Consiliul Județean Mehedinți, am fost alături de primar, de consilieri locali, de comunitatea din Comuna Dumbrava, iar sprijinul nostru s-a concretizat în mai multe proiecte. Cel mai important proiect fiind, evident, cel care privește asfaltarea drumului de la Ovulești. Și așa cum am promis și în perioada anterioară, promit și acum că vom continua ceea ce am început în această comună. Domnule primar, stimați consilieri, indiferent ce partid vă se prezenta în Consiliul Local, bazați-vă pe sprijinul meu, pe sprijinul Consiliului Județean și sunt convins că veți primi și sprijinul tuturor consilierilor județeni. Primarul comunei Dumbrava, Cătălin Enache, și-a propus în continuare și noul mandat proiecte importante pentru dezvoltarea comunei și pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, doamna subprefect, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor consilieri și tuturor invitaților din această sală. Noi suntem un consiliu, un primar la al doilea mandat, dumneavoastră mulți dintre consilieri sunteți la al doilea mandat, îi felicit în mod deosebit pe noi consilieri, o să facem o echipă împreună, noi avem experiență, o să vă îndrumăm și pe dumneavoastră și împreună în următorul mandat să facem mult mai multe decât am făcut în primul mandat. A fost un mandat greu, am luat o comună foarte săracă și afectată, ne-am implicat foarte mult, am pus în primul rând interesul cetățeanului, ne-am uitat să facem cât mai multe lucruri în teren pentru cetățean și nu la noi pentru primărie. Ne-am realizat în comună, împreună cu Consiliul Județean, 22 de kilometri de asfalt, multe alte investiții pe fonduri europene, sală de sport, teren de fotbal, dispensar, școală și sper că în următorul mandat să facem cel puțin la fel de multe. Tandemul Aladin Georgescu-Cătălin Enache, sprijinit de echipa PSD Mehedinț, a dovedit faptul că se poate face administrație performantă în folosul cetățenilor. Aceștia își propun să continue dezvoltarea acestei comune.